14 din cei 15 consilieri aleși la Sagna au fost convocați la ședința de constituire a noului Consiliu Local, ședință coordonată de juristul Gheorghe Catrinei, reprezentant al prefectului de Neamț. Prefectul de Neamț a convocat consilierii declarați aleși în ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Sagna. Totodată, potrivit articolul 30 aliniatul 1 de legea administrației publice locale numărul 215/2001 și articolele 2 și 3 aliniatul 1 din regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, la ședința de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său, precum și primarul, chiar dacă procedura de validare a mandatului acesta nu a fost finalizată. În conformitate cu prevederile legale menționate, subsemnatul Gheorghe Catrinei, consilier juridic la instituția prefectului de Neamț, s-a fost reprezentat celor referite prefect la ședința de constituire a Consiliului Local prin ordinul numărul 220 din 17 iunie anul curent. La Sagna, ședința de constituire a putut avea loc întrucât a fost asigurat forumul necesar de 2/3 din numărul consilierilor legal aleși. 2/3 din numărul consilierilor declarați aleși. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Prima parte a ședinței de constituire a Consiliului Local, conform articolul 31 aliniatul 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001 și articolul 3 aliniatul 1 din regulamentul cadrul de organizare și funcționare a consiliilor locale, urmează a fi condusă de cel mai în vârstă consilier, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. Din datele de stare civilă a consilierilor aleși, rezultă că cel mai în vârstă consilier este domnul Mircea Ioan, iar cei mai tineri sunt domnul Blaj Eduard Cătălin și Iglesias. Invit pe cei menționați să preia conducerea lucrărilor ședinței. Ședința a fost condusă de cel mai în vârstă consilier ales, secundat fiind de cei mai tineri. Vă propun în continuare următoarea ordine de zi. Alegerea comisiei de validare. 2. Prezentarea procesului verbal încheiat de comisie de validare cu propunerea de validare sau invalidare a mandatelor consilierilor declarați aleși. 3. Validarea sau invalidare a mandatelor consilierilor aleși. 4. Depunerea jurământului de către consilierii ale căror mandate au fost validate. 5. Constatarea Consiliului Local ca legal constituit. 6. Alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local. 7. Prezentarea hotărârii judecătorești de validare a mandatului primarului. Numai o secundă, asta trece. Adică nu... Pe punctul 7 și 8 nu îl putem ține astăzi. Treceți la punctul 8. La punctul 9. La punctul 9, alegerea viceprimarului. După depunerea jurământului de către consilierii validați, s-a trecut la alegerea celor trei comisii care vor funcționa în cadrul Consiliului Local Sagna, economic, juridică și de învățământ. Deci trecem la ultimul punct, aprobarea numărului și componenții comisiilor de specialitate a principalele domenii de activitate. După cum știți, conform legii de organizare și funcționare a Consiliilor Populare, este necesar să alegem niște comisii de specialitate. La nivelul Consiliului Local al Comunii Sagna, având 15 membri, alegem 3 comisii de specialitate, așa cum am avut și până acum, formată din câte 5 membri fiecare comisie. Și respectiv Comisia Economic, Comisia Juridică și Comisia de Învățământ și Cultură. Cine este pentru cu aceste trei comisii și cu, câte 5 și cu numărul de 5 membri la fiecare comisie? Împotrivă, să abține cineva? Deci în unanimitate de voturi. Cine dorește să facă propuneri pentru comisie? Poftiți, domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă îmi permit colegii, pentru Comisia Finanță, sau cum se cheamă legal, Economie Financiară, Agricultură și Protecția Mediului, eu aș propune următorii colegi. Dubov Florin, Roman Cornel, Leontine Neculai, Blaj Eduard Cătălin și Florea Iuliana. Pentru... Un pic, da, da.
Cine este de acord ca domnii prezentați să facă parte din Comisia Economică? Cine este pentru? Împotrivă, s-a abținut cineva? În unanimitate. Poftiți, domnul Leon. Dacă permiteți la a doua comisie, Comisia Cultură, Sănătate, Învățământ și a Familiei, aș propune pe domnul Iacob Cătălin, Divile Sergiu, Rădăuceanu Vasile, Blaj Maricel și doamna Bulai Verona. Dacă sunteți de acord ca acești domni să facă parte din Comisia de Cultură, Sănătate, cine este pentru? Împotrivă, s-a abținut cineva? Deci nu la invitare. Și la Comisia Juridică. Comisie care juridică și amenajarea teritoriului și urbanism, aș propune următorii domni. Simon Petru, Mărtinaș Neculai, Crăciun Năstase, Mircea Ioan și Bulai Marian. Mulțumesc. Cine este pentru ca domnii propuși să facă parte din această comisie? Împotrivă, s-a abținut cineva? Urmează de acum ca în primele ședințe de comisie, fiecare comisie să aleagă președinte, un președinte și un secretar. Nici la Sagna, primarul Gheorghe Iacob nu a putut depune jurământul, întrucât judecătoria Roman nu a pronunțat hotărârea judecătorească de recunoaștere a alegerii acestuia. Pentru depunerea jurământului de către primarul Gheorghe Iacob, urmează a fi convocată o altă ședință de Consiliul Local în cursul acestei săptămâni.